Andrei și Tudor și astăzi suntem aici în Skatepark Herăstrău și vă vom învăța cum să dați tail-ul. Primul lucru pe care trebuie să-l aveți atunci când vreți să dați scheme sunt apărătorile, adică cască, genunchiere, cotiere sau alte apărători. Noi să trecem la whip. Primul pas este de a sări destul de sus. Trebuie să sărim cât vă este vouă confortabil. Dacă reușiți să săriți cât credeți voi că e nevoie și cât vă este confortabil, treceți la următorul pas. Al doilea pas este să învățați să rotiți decul cât de rapid puteți. Nici să vă dați în picioare, dar nici să fiți cu el în cealaltă direcție. Trebuie să învățați să-l rotiți cât mai aproape de voi și foarte rapid. Al treilea pas este de a reuși să dați whip-ul cu un picior pe dec, unul pe pământ și să mergeți. Puneți un picior pe pământ, învârtiți cu celălalt și îl puneți din nou. Tot așa. După ce reușeți mai bine să faceți asta, încercați să vă duceți după aia cu amândouă picioarele. Al patrulea pas, care este și ultimul pas din a învăța whip-ul, este să combinați toate mișcările pe care vi le-am spus până acum și să încercați să-l dați. Probabil că primele voastre încercări vor arăta ceva de genul acesta. Sau așa. Probabil că uneori vă va reuși whip-ul doar cu un picior. Dar nu vă lăsați și încercați să-l faceți de cât mai multe ori până vă va reuși whip-ul exact așa. Acum vă vom arăta câteva whip-uri date de noi. A fost și cu acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați pe butonul de like și de subscribe. Noi am fost Atascuting și ne vedem data viitoare. Pa!